Vara la Metropola TV, proiect susținut de Siviero Maria, gelateria ta italiană. Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la matinal. Bună dimineața, Valentin! Bună dimineața, draga mea, Georgia! Ce faci? Bine, nu sunt chiar o rază de soare, un pic obosită. Tu? E cum așa? Cum să fii obosită? Am avut așa o analiză de făcut de dimineață și m-am trezit în viu nopții și până la urmă n-am făcut analiza. Apoi da, de ce? Da, de ce? S-a întâmplat. Ci că nu se face analiza aia acolo, deși eram programată. Tu-ți imaginezi? Mamă, ce-mi plac mie chestiile astea, Doamne. Nu mi-e ce că ai stat și la coadă sau ceva. Nu, n-am stat. Am stat în Doamne mașină ajută. Și m-am machiat în mașină. Deci dacă nu vă place, mă scuzați. Asta s-a putut de dimineață. Da. E, ce, se mai întâmplă și de astea. Da, da. Se mai întâmplă, dar uite, putem să ne luăm mintea de la gândurile acestea negative pe care societatea ni le imprimă din când în când, în fiecare zi, recurent. Mai o programare anulată, mai un claxon în trafic. Ce? Exact. Important e să facem noi pașii către sine, către mântuire, de ce nu? Pentru că, iată, astăzi 30 iunie până pe 3 iulie vor putea pelerinii din toată țara, de ce nu? Pentru că această invitație e extinsă către toată țara, să vină în voluntari acolo unde brâul Maicii Domnului este adus pentru această perioadă la Biserica Sfânta Parascheva din voluntari. Colega noastră, Claudia Alionescu, se află chiar acum acolo și vine cu mai multe informații. Bună dimineața! Bună dimineața, Georgia, bună dimineața tuturor. Brâul Maicii Domnului de la Mănăstirea Catoxenia din Grecia va ajunge la ora 10 aici, la parohia Sfânta Parascheva din orașul Voluntari. Totodată aici vor fi expuse și o parte din moaștele Sfântului Estelian, care este cunoscut ca fiind ocrotitorul copiilor. Trebuie să-ți spun, Georgia, că inoriașii s-au strâns încă de la primele ore ale dimineții și așteaptă să intre să se roage la aceste raclie. Ei bine, delegat care va aduce raclele va fi întâmpinată de părintele protopop Cristian Burcea și de alți clerici din protoieria Ilfov Nord. Pe de altă parte, brâul Maicii Domnului se spune că a vindecat de-a lungul timpului nenumărați bolnavi, în special pe cei bolnavi de cancer, a ajutat femeile să nască copii și totodată a făcut să înceteze diferite epidemii. Iată, în imaginile pe care colegul meu vi le arată, deja sunt aici oameni care pregătesc ceea ce urmează să se întâmple pe parcurs a 4 zile. Așa cum a spus, deja credincioșii se află la poarta bisericii și așteaptă să intre să se roage la aceste racle. Așadar, noi rămânem aici și vom reveni la ora 10 cu toate informațiile. Mulțumim tare mult, Claudia, pentru acest update. Îi invităm pe cei de acasă să rămână alături de Metropola TV pentru că astăzi vor primi mai multe informații despre această sărbătoare din voluntari. Admiram amândoi cât de frumos a fost aranjat. Da, tu ai văzut ce decor era acolo? Nu am văzut până acum. Superb, n-am văzut absolut tot superb. Aranjamentul. Uite, te mai liniștește, măcar privind și tot te liniștești. Sperăm ca și noi să vă liniștim cât de cât printr-o rundă de informare, pentru că urmează, bineînțeles, revista presei. Natura știrilor este diversă, din ce am observat, Valentin, nu e așa? Da, avem din toate părțile, și din țară, și din afară, și din tot. Uite, aș vrea să începem așa, să trecem scurt, că știi că noi nu prea intrăm de obicei în politică, astea sunt alte chestii, nu ne băgăm acolo. Se ocupă altcineva. Da, exact, colegii noștri de la știri. Dar nu putem să nu menționăm faptul că președintele Senatului, al doilea om în stat, Florin Câțu, a dat-o la demisiune. A demisionat. Sunt cunoscute motive. Diverse motive, probabil pe plan în partid. Acum nu știm ce s-a întâmplat, nu am fost foarte așa pe chestia asta. Cred că sunt diverse motive și interimar pe funcția dânsului va fi Alina Gorghiu. Cred că din Partidul Național Liberal. Ea au colegii noștri la treabă astăzi, dincolo Iată acest eveniment, aducerea brâului Maicii Domnului în voluntari. Documentez și o demisie. Și o demisie, să vedem ce s-a întâmplat cu domnul Câțu și de ce a ales el așa. Nu mai vreau, mă, domne. Că a fost decizia lui, adică nu a fost înlăturat de acolo. Decizia dânsului.
nu mai vreau, nu mai par să fiu al doilea om în stat. Cine știe ce greutate. Interesant. Ce greutate era pe umerii domnului. Da, în fine, fiecare cu deciziile lui. Urmează să aflăm probabil momente detalii zilele astea. Hai să mergem și cu alte știri, gata, că parcă deja... Gata, ai intrat prea politică prea și mult, zici nu e de prea matinal? Prea multă politică, da. Avem o schimbare importantă pentru românii care călătoresc în spațiul UE. Cât vor plăti pentru convorbiri de la 1 iulie? Se modifică un pic tarifele de roaming, se ieftinesc, ce crezi? Nu cred! Cu atâta inflație, tarifele la roaming o ia la vale. Nu, nu o ia la deal, o ia la vale. Asta este o veste fantastică. Cred că e prima ieftinire din... Da, ne bucurăm să vedem treaba asta. Vedem că Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, adică ANCOM, a anunțat acest lucru. Regulamentul prevede că furnizorul trebuie să transmită o notificare suplimentară pe mobilul clientului dacă acesta consumă mai mult de 100 de euro într-o perioadă lunară de facturare. Știi că au fost cazuri cu facturi din astea de 1000 de euro, cu uite măcar acum după 100, cioc-cioc, bună ziua, știți, aveți grijă că... Măcar așa putem să ținem așa evidența cumva a consumului, mai ales dacă treci pe costuri suplimentare. Pentru că acolo e de fapt problema, acolo a fost ieftinirea și tot. Pe ce consumăm extra? Pentru că nexta opțiune avem minute internaționale în general. Nu știu, eu am un abonament nelimitat. N-am plătit și internațional? Da. În spațiu UE, da. Okay. Am și câteva minute internaționale, dar dincolo de asta, în Uniunea Europeană, sun ca și când te suna pe tine acasă, de acasă acasă, știi? No, păi tu ai abonament de la scump în seamă. Nu am abonament scump, mai mult de 70 de lei n-am plătit niciodată. Mă, eu încă sunt combinat cu ai mei pe abonament, cred că dăm vreo 150. Toți bine, am și vechime, ca să spun așa. Ai mei au avut abonamentul din anii 90... M-au prins în abonament, am ieșit din abonament, dar s-a ținut cont de vechimea respectivă. O fi și asta un factor. Mamă, și n-ați schimbat rețeaua în 20 și ceva de ani? Niciodată. Nu, păi, ce înseamnă fidelitate? Când se iau decizii la nivel de companie, vă cheamă și pe voi acolo. Adică... Da, și uite, avem și lista cu drăguțele tarife. Pentru date avem 2 euro pe giga. Fără TVA. Okay. Pe giga, uite, eu okay. Când am fost în Dubai pe cost suplimentar aveam 10 euro pe giga. Ololo. Pe mega, pardon, pe mega. Pe mega? Pe mega. Da, 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 ca să-ți dai seama ce diferență. Da, bine, spațiu UE, de-aia avem niște tarife din astea mai friendly. Pentru apelurile primite, 0,55 eurocenți pe minut. 2 minute, 5 lei și un pic, hai că e decent, suntem bine. Nu e bai. Pentru apelurile efectuate, 2,2 eurocenți pe minut. Aici se schimbă puțin treaba, puțin mai scump. Și pentru SMS-uri trimise, 0,4 eurocenți pe SMS. Eu știu ce fac. Dau un SMS de 0,4. Sună-mă. Sună-mă, exact. Și ai văzut, da, 0,4 cu... Da, uite, scazi la jumate. La jumate e mai ieftin. Da, ai văzut cum... Bă, românul doar ca să nu scoată banul din buzunar, găsește cele mai bune variante. Da, e acolo, în grafic. Da, cu inflația asta foarte bună. E ok să căutăm metodele astea, la ce prețuri avem peste tot. Mă anunțai ceva nefast înainte să intrăm în direct și am zis, putem nu! Putem să ne dăm știrea asta, vă rog? Putem să ne lăsăm la știrea asta? Trebuie. Mă, n-am mai vorbit de mult de tovarășul COVID. Nu mai. Dar uite că în Europa au fost reintroduse niște măsuri de frica unui nou val epidemiologic. Care sunt acele măsuri și unde s-au fost reintroduse? Păi, uite, spre exemplu, Franța, de pildă, le cere cetățenilor explicit să poarte din nou masca de protecție sanitară în spațiile aglomerate. Nu este obligatoriu. Dar autoritățile vin și spun, bă, noi vă recomandăm să. Noi vă pregătim în avans. Nu prea ne place, nici recomandările astea nu prea ne mai plac. Nu mai vrem să auzim de COVID, de măști, de restricții, de teste, de... Nu ne place. Mai să știi că, uite, acum când am fost în mini city break-ul acesta din Italia, am purtat mască de protecție în fiecare mijloc de transport în comun. Inclusiv pe Vaporetto în Veneția, unde practic da, era în aer liber. Toată lumea purta. Toată lumea, da. Mă, deci, da, ce vrei, cumva am rămas așa. Chiar ne-a întârziat un Vaporetto pentru că domnul care conducea frumos bărcuța a tras de mască în momentul în care a intrat pe bărcuță, s-a rupt masca și a făcut cale întoarsă, s-a dus și a luat alta. Nu se poate așa ceva. Vorbesc foarte serios. Mă, dar nu s-a găsit o mască, n-avea una de rezervă la el? Aoleu, Doamne. Nu, și uite, și în Portugalia, spune articolul, este obligatoriu în toate mijloacele de transport în comun. La începutul lunii în curs, acolo s-au înregistrat 30.000 de infectări pe zi. Wow. 30.000. Parcă n-am mai auzit de mult cifrele astea. Parcă... Nu. Ne sunt așa... Stranii și străine și... Da, în Spania antice. Măștile sunt necesare în toate spațiile sanitare, chiar și în farmacii și, evident, în mijloacele de transport în comun.
În Grecia, cine nu poartă mască de protecție în spațiile aglomerate, primește o amendă de 300 de euro. Nu cred. Deci trebuie să-mi iau măști cu mine săptămâna viitoare. Da. Doamne, nu-mi place ce aud. Sper că măcar să rămână așa la nivelul ăsta știrile din zona COVID, că o restricție, unii zic că e obligatoriu, alții o recomandă, dar să nu mai fie cu ce a fost, dacă mă înțelegi ce zic. Cu stat în casă, cu... Da, cu să ne schimbăm iar toți, să ne dăm viețile așa peste cap, să stăm numai în case, să nu mai putem să plecăm, că stai că trebuie să fac test. Mie mi-a și plăcut un pic, pot să nu recunosc. Uite, la evenimente, spre exemplu, mi-a plăcut tare mult pentru că se terminau la ora 2 noaptea. Dormești tu ca om. Nici... Exact. Ce înseamnă da, uite să asta, te duci da. Și să nu-ți mai dai somnul peste cap, petreci cât te țin curelele, pleci odihnit, nu mai tragi de tine pe la mese ca invitat. Dar și când voiai și tu să mergi la o petrecere? Nu mă supăram. Și te vrei să stai, vrei să închizi, știi momentul aserilea în care vrei tu să închizi barul la 5 jumate, 6? Nu mai vreau. Nu puteai să o faci. Nu mai vreau, nu știu, poate am îmbătrânit eu prea mult. Nu mai vreau să mai stric programul de somn, mi se pare că trag de mine inutil. Bă, ce ai îmbătrânit, bă. Știu, eram sigură fost că o să mă taxez. Bă, da, chiar așa, mă. Sigură că o să mă taxez. Pentru asta nu te iert. Da, uite, tu mă taxezi dacă tot pe ai mine vorbit, și alții ne taxează. Tot ai zis de vacanțe? Știai că s-au scumpit prețurile la închirierea de mașini Știam. În mai multe țări? Știam. Ai închiriat mașina când ai fost în Italia? Nu, am căutat să închiriez pentru vacanța din august. Și te-ai uitat pe tarife? Și ai făcut semnul crucii și ai închis pagina respectivă da, și ai zis că nu. E un coșmar. Da, e oribil. Vedem până la 600 de euro pe săptămână în Italia și până la 70 pe zi în Grecia. Păi ce fac, mă, nene? Nu dau pe biletele de avion și pe cazare, cât dau pe închirierea de mașini. Ei, da, exact. Asta am spusese și mie o prietenă care nu vine cu noi în vacanța asta pe care urmează să o avem în Grecia, că îi spuneam că o să facem vreo 15 ore pe drum până în Lefkada. Și am spus, dar nu mai bine luați voi un avion și închiriați voi o mașină pe acolo. Și m-am uitat în ochii și am spus, nu. Boss, tu te-ai uitat vreodată cât costă să închiriezi o mașină? Hai avionul ca avionul, poate găsești o ofertă mai bună, mai nu știu cum. Bă, da, mașina. Plus de asta, eu în dimineața asta am aflat, stăteam cu colegii noștri înainte de emisie și eu astăzi am aflat cât costă litrul de benzină în Grecia. Știi cât costă? 2,4 euro. Opa. 11 lei, 88 mai exact în termeni, în virgule. Opa, 11 opa, lei și 88. Opa, opa. Opa, opa. Păi stai așa să vezi că ultima benzinărie din Bulgaria pe traseul nostru facem 14 plinuri. Nici n-ai voie să treci cu, nici cu un litru de benzină, n-ai voie să treci granița, cică. Nu pot să cred. Da, trebuie să facem plinul până de benzina pe afară, în Bulgaria, că e mai ieftin. Vai și nu poți să... Meu. Da, oribil, nașpa. Uite că vorbeam de prețuri, în Turcia trebuie să plătești 51 de euro pe zi, iar în Grecia prețul ajunge și la 69 de euro pe zi. Dacă te gândești pe 7 zile, 7 ori 7, 490 de euro. Maneava, dar stați, nu... Nu e, e lăutărie. Cum, Carmen Kindri și Dara Furutenilor. Ah, credeam că vrei să introduci subtil știrea aia de la final pe care o să o dăm, dar nu e o surpriză. Mai răbdăm. E o surpriză, țineți-vă bine eu că am rezolvat, am să apelez la niște prieteni să-mi împrumute un scuter o zi, două, ca să mă obișnuiesc cu el prin București. Și în Italia mi-au frumos un scuter de la șmecher italian. Și te plin tu așa pe acolo. Te 40 pe... de euro pe zi. N-am nevoie de el decât 3 zile, maxim. A, asta am să zic și eu, hai că e ok. Da. Așa, parcă îți mai vine să... Nici tu consumă multă benzină. La... Exact. E ce trebuie. Și dacă tot am ne întoarcem puțin la perioada cenușie COVID, da. Statul anulează amenzile pentru necompletarea formularului PLF de intrare în România. România, amendați în pandemie, primesc banii înapoi. Deci, dar tu ai observat că parcă în mare parte amenzile astea date pentru toate criteriile date în pandemie au fost bani constituționale. Ba, au ajuns la concluzia că trebuie să dea bani înapoi. Au fost ca atunci când noi mergem la nunți. Practic dai niște bani, eu formă de promunt nesurtăturată, știi? Cam asta s-a întâmplat și cu amenziile astea. Nu știu, eu așa mă gândesc să asociez. Da, se aseamănă foarte mult cu nunțile, știi? Ai blocat niște bani o perioadă, practic, s-au și banii aia îți vin înapoi. Dar am văzut o postare atât de amuzantă, nu mai știu acu' era zilele astea, că tot timpul când deschizi darul la nuntă, te rogi să fie cât mai mult, cumva notezi așa pe foaie și când te invită și ea la nunți și te uiți pe foaie cât a dat fiecare, te rogi să fii dat cât mai puțin. Ca să știi și tu cu cât te întorci la ei, știi? Da, așa și cu amenzile, bine, în fine, nu cred că e plăcut pentru nimeni să fi stat cu... Că au fost amenzi mari, au fost și mii de lei la un moment dat în toată treaba asta. Mii de români au fost amendați contravențional după ce s-au întors în străinătate pentru că nu au completat formularul din lipsă de informare.
sau pentru că nu au știut să acceseze platforma, sau pentru că datele acestora nu au ajuns la DSP dintr-o eroare tehnică sau dintr-o problemă birocratică. Mă, românii nu prea, adică, să fim serioși, nu toți suntem atât de digitalizați încât să știm. Și mai ales dacă, probabil dacă te oprea stop la vamă, stai așa că nu intri fără, era ok, poate te ajutau ei să completezi și problema era în regulă. Problema e că eu l-am completat, dar nu mi l-a cerut nimeni. Și atunci mă întreb, de ce l-am mai completat? Eu am fost bunul samaritan, eu chiar mi-am făcut treaba. Am luat toată lista aia de documentație de pe mai la rând, băi, și am plecat, când am plecat cu frății în Roma. Un dosărel mi-am făcut mie, un dosărel i-am făcut ei. Mi-a zis fata mea, te ocupi că mie nu-mi place cu acte. Da, da. Și am făcut două dosărele și am plecat cu ele. Nu ne-a întrebat nimeni nimic. Deci în afară de buletin și de biletul de îmbarcare... Nimic. Nimeni nimic. Da, vezi cumva. Bine, dar nu cred că... Sau... N-ai primit vreo amendă? Nu. Da, mă gândesc că oamenii ăștia au fost amendați. Cine știe pe ce criterii, pe ce din astea? Habar n-am, nu știu ce să zic. Dacă te ajută cu ceva, să știi că nu doar România, așa că și în Grecia am trecut unde trebuia passenger located form și nu le-a cerut nimeni acolo. S-a uitat pe buletin, s-a uitat pe testul negativ, pe ăla de vaccinare și cam atât. Da, în fine. Se pare ciudat să introduci noi și noi acte pe care poate ce? Nu intră în competența vameșilor. Băi, da, trebuie să fie ăștia și medici, trebuie să fie și să se uite și pe... Și GPS și... Da, exact, să fie de toate oamenii. Unde vă duceți raza de acțiune a PLF-ului. Să fie atent să nu vii și cu vreun pachet suspect, să fie și pe toate părțile. Complicat. Bine, acolo mai au și cățelușii care îi ajută. Și cățelușii chiar își fac treaba, am înțeles. Și nu stau la mângâiat. La ce? La mângâiat. Nu stau la mângâiat, da, că sunt... Te se uite așa un pic, bă, tu vrei să mă îndulcești, dar vii să mă mângâi. Am așa gândire în aia de polițist, știi? Sunt foarte atenți. Circumspect. Și că tot vorbim de mașini și de vamă, am ajuns așa în zona asta auto, cu aplauze susținem în totalitate, cel puțin eu de Georgia nu știu, s-ar putea să nu fie foarte încântată. Nu prea, așa. Nu e deloc încântată. Mai departe. Acord istoric în Uniunea Europeană. Din 2035, vânzările de vehicule noi pe benzină și motorină vor fi oprite. Gata. Deci 2022, 2035, mai sunt să fac rost de banii aia pentru mașina aia pe care mi-o doresc, care sigur va fi pe benzină. Asta, da, să fie în 2034. Cam așa. Păi cam da, nu, nu vreau să te dezamăgesc, dar ei probabil vor opri producția înainte ca să se pregătească, nu să fie trecerea bruscă. La mâna a doua, dar tot pe benzină. Nu, la mâna a doua, uite, asta e și toată treaba, uite, vânzarea mașinilor la mâna a doua va fi în continuare permisă. Păi și o să mai meargă cel puțin, cred că încă 10 ani după ce se oprește treaba asta, adică caldeau, nu o să puteți în continuare să poate circulați, puțin, o să puteți să... Dar e vorba de o super infrastructură pe care trebuie să o generăm ca să putem să renunțăm. Și să vezi ce preț benzină o să ai tu, scumpa mea, Georgia, la benzină în 2035. Te-ai gândit, eu sunt cu conspirațiile în dimineața asta, te-ai gândit că dacă prețul barilului de petrol nu a crescut în această perioadă și cu toate astea s-a scumpit benzina la pompă, nu e așa? Că oculta mondială lucrează împotriva noastră și vrea să ne manevreze. Vrea să vândă mașinile electrice. Păi da. Păi da. Oculta mondială se gândește la sănătatea ta, că tu zilnic te îmbolnăvești în trafic, stând cu fum, ieșind din spate. Așa e. Așa e. Da, aici nu te pot contrazice. E, ai văzut? Oculta mondială nu vrea să vă omoare cum Bill Gates, care vrea să ne controleze emisiile. Nu, vrea să fim mai sănătoși. Rememoram un... Domnii ăștia, deci ministrii mediului din Uniunea Europeană, au stat 16 ore la negocieri. 16 ore au stat la masă, au pus pe foaie tot ce trebuie și au luat toate scenariile. Și au stabilit ce se vehicula, că va fi stabilit de acum 3 luni. Da, și au zis 2035, stop, amin. Abia aștept. Să vezi ce accelerări să avem. O să fie o revoluție. Doamne. O să fie o revoluție. Nu, până uite, atunci generația fie... noastră va asista, uite, dacă bunicii noștri au făcut trecerea de la căruță la mașină. De la căruța cu cai, exact. La mașină, da, și pentru noi va fi, dar nu o să fie o trecere chiar așa cum a fost de la căruță la mașină. Să fim serioși. O să pui frumos mașinuța la încărcat, o să avem încărcătoare rapide pe stradă, vor costa și ele, evident, dar poate 100 și ceva de lei, nu 400 cât în plin. Da, mă, dar nu ajungi deocamdată cu mașina electrică la Cluj. Băi, va ajungi dacă ești suficient de motivat. Pentru că la Cluj, tobele doamnelor și domnilor, mamă cât îmi place știrea asta, primul festival de manele din România va avea loc la Cluj. Nu îmi vine a crede, n-are cum. Hai să o luăm altfel. Cât electorat, trebuie să mergem așa. Cât ascultători de EDM avem noi în România? Pentru toate festivalurile astea de muzică electronică. Cred că sunt destul de mulți. Dar pot să bag mâna în foc, cu riscul de a mă arde, dar nu cred că o să mă ard, că sunt cel puțin dublu, mai mulți ascultători, la manele.
Aseara a fost o petrecere la un loc de ăsta super hipsteresc cu Florin Salam. Ai văzut? Bă, românul, dacă ascultă, de ce să nu facem un festival și pentru asta? De ce nu merită și oamenii care ascultă? Dar nu vine să cred că la Cluj m-aș fi așteptat să fie la București, să poată să ajungă cu ușurință și cei din Constanța, Craiova, știi? Adică noi suntem mai maneliși pe aici sau... Nu țin nimic, gata, m-am ținut. Vezi că eu sunt pe partea cealaltă terenului, e grijă, discuția asta că eu sunt... Mă, nu-s mane, nu mă înțelege greșit, dar chiar eu... Da, Grasul XXL, asculti? Mă, ascult și Grasul. Și vei mai asculta după acest incident? Mă, Maca, am supărat, să știi. Și pe mine, Maca, am supărat. Ok, că el promovează... Dar e un artist mișto, iar lumea trebuie să vadă acest context și să decidă pentru ei dacă rămâne sau nu artistul lor preferat, așa zice. Mă, da, că promovează la anumite chestii care nu sunt tocmai etice, na, fiecare cu alegerile lui, dar nu e ok ce s-a întâmplat la acel concert. Și eu zic să vedem următorul material, pentru că merită să aflăm mai amănunțit ce a fost acolo. Să judecăm pe cont propriu. Lasă-mă puțin, te rog, dă-te mai așa, n-am loc. Grasul XXL este cercetat de poliție după ce a amenințat un fan la un concert. Totul ar fi început în momentul în care un tânăr din public l-ar fi criticat pentru că promovează jocurile de noroc, fiind imaginea unui casino online. Artistul s-a enervat, iar tot momentul a fost surprins cu telefonul mobil de o altă persoană din public. Aranja casa! Ce casă, mă? Inițial, cântărețul i-a oferit microfonul spectatorului pentru a-și spune punctul de vedere, însă ulterior, când s-a simțit jignit de spusele acestuia, l-a amenințat cu bătaia, a aruncat cu apă în el și i-a îndemnat pe cei prezenți la concert să-l agreseze. Cine promovează, ce promovează? Ia. Casa! Casa ce? Clipul a devenit viral pe internet, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Utilizatorii platformelor online, dar și fanii lui Grasul XXL, au catalogat comportamentul său ca fiind unul inacceptabil. La acest moment, autoritățile fac cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice. Se pare că ne-am plimbat foarte mult astăzi, am mers cam peste tot, am ajuns și în lumea muzicii. Ce mică sunt eu fără tocuri pe lângă tine, acum am dat seama. Asta mă-i și eu acum. Dar n-am ajuns în lumea sportului și aș vrea să știu ce s-a mai întâmplat la Wimbledon, pentru că avem foarte multe românce înscrise. Sorana, din păcate, nu mai este pe lista celor care continuă turneul, dar cred că mai multe ar putea să ne spună colegii noștri de la Radio Sport Total FM. Bună dimineața, băieți! Bună dimineața! Gabriel și Maricescu vă salută. Da, nici nu mi s-a spus că intrăm. N-am auzit ce ați spus ceva mai devreme. Îmi cer scuze, doar cu turneul. Da, evident că e vorba despre Wimbledon, nu cred că vă refereați la altceva. Și e o zi importantă pentru noi, pentru că, sigur, joacă Simona Halep. Nu e singura sportivă din România prezentă în competiție, dar este singura care ne oferă în continuare cele mai mari speranțe într-un parcurs lung. Este mare favorită în meciul din această seară cu Flipkens, o jucătoare nu doar mai în vârstă, 36 de ani, dar și ieșită cumva așa de multă vreme din prim plan, o jucătoare pe care Simona o poate învinge în mod normal fără probleme, dar un turneu de Grand Slam e un turneu de Grand Slam, vom vedea. Tot în programul de seară o vom vedea și pe Mihaela Buzărnescu, care beneficiază, cum să spun așa, de avantajul că o va întâlni pe Coco Gauff și va juca chiar pe terenul central de la Wimbledon. Cine știe, la vârsta Mihaelei Buzărnescu poate fi ultima șansă de a juca pe terenul central de la Wimbledon și cred că e tare fericită. Pe mine m-a mirat faptul că Alde Iga Swiatek sau Simona Halep nu joacă astăzi pe terenul central. Swiatek o va face pe terenul 1, iar Simona pe terenul 2. Tot astăzi meciuri și pentru Ana Bogdan și Irina Bara. În timp ce ieri am trăit așa momente destul de triste din punctul de vedere al unui iubitor de tenis, urmărind-o pe Sorana Cârstea, care
nu știu, e greu de înțeles ce s-a petrecut cu ea. A întâlnit o sportivă din Germania, Tatiana Maria, mama a doi copii, dar asta am adăugat așa, fără să fie relevantă informația. A început catastrofal meciul. Jucătoarea noastră parcă era venită de pe altă planetă. În câteva minute se făcuse 5-0 pentru adversară. Între timp a început să proceseze mai bine informația Sorana, a revenit în meci, chiar dacă a pierdut primul set, l-a dominat pe cel de-al doilea, 6-1, a avut 3-0 cu două break-uri în cel decisiv, ca până la urmă să piardă cu 7-5. Ea spunea la final, zice, nu știu, mi-am pierdut încrederea, mi-am blocat și așa mai departe. E, chestia asta, Simona Halep nu prea a făcut-o în carieră, de asta a ajuns unde a ajuns și de asta în continuare avem mari speranțe din partea ei. Publicul local și-a pierdut eroii, cei principali eroi, Emma Răducanu, care nu reușește să confirme nici acum faptul că este o jucătoare, da? Să spună, dom'le, am câștigat un turneu de Grand Slam pentru că sunt bună pentru așa ceva. Deocamdată Puștoaica e și ea de pe altă planetă. În timp ce bătrânul Andy Murray, deși a dat tot ce a putut, a fost învins de un alt veteran, John Isner, un meci de 4 seturi, un meci desfășurat într-o atmosferă absolut senzațională. Dacă aveți timp, uitați-vă la meciurile astea de la Wimbledon, pentru că într-adevăr merită. Sunt cele mai grozave din circuitul de tenis, mai ales că avem și, cum să spun așa, o motivație suplimentară cu prezența jucătoarelor noastre pe tabloul principal. În rest, cu fotbalul mai liniștiți așa, știm doar că Edi Iordănescu va rămâne cu siguranță în funcție până la finalul meciurilor din Liga Națiunilor. Acum nu știm cu exactitate ce se va întâmpla dacă, spre exemplu, va pierde ultimele două meciuri programate în toamnă. Răzvan Burleanu nu ne-a dat prea multe de înțeles, a spus doar că deocamdată este sprijin total pentru selecționerul în funcție. Mai departe, o vedea. Atât pentru astăzi, prieteni, toate bune! Mulțumim tare mult, Gabriel, pentru aceste informații din lumea sportului. Mergem și noi mai departe, tot cu câteva informații. Nu pot să-mi iau ochii la cât sunt eu de mică, nu cred! O știre mai mare, una mai mică. Hai să le vedem pe toate și să vedem cu ce ne mai informăm, din ce informații mai primim în dimineața asta. Taxe mai mari pentru băuturi alcoolice, tutun, jocuri de noroc sau sucuri care conțin zahăr. Autoritățile se gândesc să crească prețurile la aceste produse sau servicii. Oamenii sunt îngrijorați și spun că prețurile sunt și așa mari, astfel că o nouă creștere ne poate afecta la nivel național. Am observat că e o creștere generală a prețurilor, nu fumez, nu consum alcool, deci pe mine lucrurile astea nu mă impactează, în schimb celelalte prețuri ale produselor alimentare, da, cred că ne impactează pe toți. Cred că în primul rând ar trebui să fie consumate în mai puțin, mai mică cantitate și alcoolul și tutunul și cred că e o decizie foarte bună, pentru că fix asta o să-i determine pe cetățeni să se lase de fumat. Pe partea de băuturi și jocuri de noroc să crească dacă se poate cât mai mult. Și țigările, la fel. Partea de hoteluri deja sunt destul de scumpe la noi. Modificările de taxe vor avea un impact puternic asupra populației, întrucât puterea de cumpărare va avea o scădere semnificativă. Nu vor crește taxele, însă a fost găsită o altă modalitate pentru a ne face să scoatem mai mulți bani din buzunare. Astfel că urmează să plătim mai mult pentru tutun, băuturi alcoolice, sucuri care conțin zahăr, dar și dacă ne cazăm la hotel sau mâncăm la restaurant. De asemenea, se pregătesc și majorări ale impozitelor, de exemplu pentru jocurile de noroc, de la 1 la 40%. Se discută de creșteri ale TVA-ului de la 5 la 9% pentru serviciile de cazare și catering și o majorare de la 9 la 19% pentru băuturile carbogazoase care conțin zahăr. Urmează și creșterea accizei pentru tutun, ceea ce va însemna o scumpire a pachetului de țigări cu 60 de bani. Specialiștii spun că aceste lucruri nu vor afecta, totuși, cererea și că aceasta va rămâne la fel de ridicată. Nu întotdeauna schimbarea prețurilor, în minus sau în plus, duce la schimbarea cererii. Spre exemplu, pâinea. Dacă pâinea asta costă 2 lei, dacă o facem 4 lei, nu înseamnă că omul va cumpăra o jumătate de pâine. Va cumpăra toată pâinea pentru că de atât are nevoie. Experții economici spun că aceste creșteri ale prețurilor vor avea consecințe grave și asta din cauza faptului că oamenii nu vor renunța la comerțul și consumul de alcool. Se va
dezvolta însă o economie neagră în acest domeniu. Și anume vor începe iară producțiile neautorizate de alcool prin diferite societăți ascunse sau chiar în gospodăriile oamenilor, care vor crea în continuare diferite băuturi alcoolice de proastă calitate, care vor duce la îmbolnăviri și omul își va lua în continuare rația de alcool, dacă așa a fost obișnuit ca să trăiască. Nu este încă bătut în cuie, însă urmează să se stabilească dacă aceste lucruri vor fi puse în practică sau nu. Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Gabriela Firea, salută adoptarea legii tineretului după 4 ani de dezbateri și tergiversări. Camera Deputaților a votat această lege, care prevede o serie de beneficii, precum scutirea de impozit în primul an de încadrare în muncă, dar și multe alte facilități pentru tineri. Cu 271 de voturi pentru, 2 contra, 7 abțineri, adoptat. Este o victorie importantă pentru tineri în Anul European al Tineretului. Prin această lege stabilim cadrul general pentru asigurarea unor politici de tineret în țara noastră. Ne concentrăm pe aplicarea acestei legi și ca principalele prevederi să fie implementate în folosul tinerilor, a precizat ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse pe Facebook. Politica națională de tineret este definită în actul normativ ca fiind angajamentul și practicile privind asigurarea implementării la nivel național a politicilor de tineret asumate de Guvernul României prin programul său și se bazează pe Strategia Națională de Tineret, precum și pe strategii sectoriale ale Guvernului. Cel mai mare aeroport din țară, Henri Coandă, din Otopeni, a fost luat cu asalt de oamenii dornici să plece în vacanță după pandemie, iar operatorii par să nu fie pregătiți pentru asta. Cursele decolează și aterizează cu întârzieri și de câteva ore, asta în cazul fericit în care nu sunt anulate. Reprezentanții aeroportului Henri Coandă îi sfătuiesc pe oameni să vină cu cel puțin 3 ore înainte de îmbarcare. Depinde. Are întârziere câteodată câte o oră, are întârziere câte o jumătate de oră, depinde. Țin minte că s-a întârziat cu o oră, însă și-am aterizat cu o oră mai târziu. Când am ajuns în România, da, au fost 40 de minute, cred. Nu numai în România, ci la nivel european, se confruntă cu o criză de personal în ceea ce privește companiile de handling și companiile de aviație, adică însoțitorii de zbor și piloții pentru aeronave. Facem apel către toată lumea să încerce să vină cât de devreme se poate, astfel încât să nu existe probleme sau supraaglomerări la filtrele de security și la filtrele pentru pașapoarte. Din fericire, Tarom nu prea anulat zboruri, cred că au fost anulate maximum 6-7 zboruri în ultimele 10 zile. Există o perioadă grea pentru aviația mondială, aviația civilă mondială. Pasagerii trebuie să știe că în cazul în care întârzierile sunt mai mari de 3 ore sau zborurile sunt anulate, există o legislație europeană cu prevederi clare de despăgubire. Despăgubirea maximă este de 600 de euro. Ea depinde foarte mult de ruta pe care era planificat zborul respectiv, în sensul în care pe rutele mai lungi se duce către plafonul maxim, pe rutele mai scurte ea merge către o sumă mai mică despăgubită. În general, aceste plafoane sunt stabilite de către cei de la protecția consumatorului și de la companiile de aviație. Nu știam chestia asta, este bine de știut. Asta chiar e un lucru bun, foarte bun să zic așa. Nu am știut. Chiar e o informație foarte bună. Și pe alte aeroporturi din România sau din Europa, călătorii sunt nevoiți să aștepte uneori cu orele. Criza zborurilor se resimte și în Statele Unite. Peste 3000 de zboruri au fost anulate în weekend. Dacă în domeniul hotelier patronii se străduiesc să vină cu cele mai luxoase condiții, doi frați din Elveția și-au dorit exact contrariul. Mai exact este vorba despre un hotel de 0 stele, unde camerele sunt fără pereți. Practic sunt doar un pat dublu, 2 noptiere și 2 veioze în mijlocul pustietății. Nu există pereți, tavan sau uși care să ofere intimitate sau adăpost. Motivul pentru care Elveția
oaspețienii au venit cu această idee este de a-i determina pe oaspeți să se gândească la problemele cu care se confruntă lumea și de a-i inspira să acționeze în mod diferit, după cum au explicat frații gemeni. Clienții sunt îndemnați ca în timp ce încearcă să doarmă, să se gândească la subiecte precum războiul sau schimbările climatice. Nu somnul este important. Ceea ce este important este să reflectăm asupra situației actuale din lume. Asta aici este o declarație despre necesitatea unor schimbări urgente în societate. Turiștii pot opta și pentru unul din cele trei apartamente de 0 stele amplasate într-o locație idilică, o podgorie situată pe un deal pitoresc. Aceste locuri de cazare inedite beneficiază și de serviciile unui majordom care oferă băuturi și servește micul dejun. Prețul unei nopți de somn imperfecte este de 325 de franci elvețieni. O dimineață apare normală dacă n-am fi noi atât de agitați. Da, ce o fi pățit? Nu ce știu. O fi pățit? De la soare ne-am încărcat, suntem ca o baterie solară, nu? Mă așteptam să faci gluma aia, cum e vremea acolo sus. Nu, ai că nu ești chiar așa înalt, ești ok. E bine. Nu, că suntem ok. Hai că dacă fac și eu așa, ies din cadru. Da. Hai să vedem, de fapt... Și de drept. Ce se întâmplă cu vremea astăzi? Romina, ai legătura? Ai cuvântul. Bună dimineața! Astăzi eu vă recomand să stați în casă pentru că este o vreme frumoasă și călduroasă, iar temperaturile vor fi foarte ridicate. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade în Constanța și 38 de grade în partea de vest a țării, în Oradea, Arad și Timișoara. Până mâine se menține vreme caniculară în toată țara. Disconfortul termic se accentuează în vestul, în nord-vestul și local în centrul teritoriului. Astfel, 9 județe se vor afla sub cod portocaliu. Maxima va urca până la 38 de grade Celsius. Căldura va fi foarte greu de suportat. Însă, cea mai mare parte din țară se va afla sub cod galben de caniculă, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi însorit, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Transilvania, Moldova și Dobrogea. În aceste zone, spre seară, vor predomina aversele, ce vor fi însoțite de descărcări electrice. Ei bine, în București vântul va sufla slab și moderat, cerul va fi variabil, iar spre seară vor fi unele înnorări. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 36 de grade Celsius. Și mâine va fi caniculă, dar după amiază se mai înnorează și vor apărea ceva averse, ce vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperatura va atinge 35 de grade Celsius. Poi mâine se menține vreme frumoasă, însă disconfortul termic este foarte ridicat. În a doua parte, cei drept se mai adună norii și este posibil să apară câteva ploi. Vântul va sufla slab și moderat, rafalele vor atinge 10-15 km pe oră, iar maxima va atinge 35 de grade Celsius. La munte, soarele este prezent până la orele prânzului. După vor apărea ploile și vor fi însoțite de descărcări electrice, grindină și vijelii. Valorile termice vor fi cuprinse între 22 de grade Celsius în Ceahlău și predeal vor fi 30 de grade. La mare va fi o vreme frumoasă și călduroasă, iar în a doua parte se mai schimbă puțin vremea, se înnorează și pot să apară aversele. Maxima va atinge 30 de grade Celsius în Constanța. Acestea sunt informațiile despre vreme. Să aveți o zi minunată în continuare și cu mult soare! E soare cât cuprinde. Mult, nu te-ai văzut 38 acolo în partea aia stângă a hărții? Ceva unde nu-mi dă bine. Harta cu roșu. E... Și poate să nu-mi spună Olivia să stau în casă, eu voi sta până când nu e luna pe cer, eu nu mai ies. Și fiind lună nouă, o să dureze ceva până vine luna pe cer. Da, sperăm să vină luna asta nouă cu vești bune. Cu vești bune, bineînțeles. Hai să ascultăm ce are de spus Olivia în această dimineață. Bună dimineața! Berbecii sunt dornici de noi aventuri și vor să-și asume riscuri noi. De fapt, abia așteptau să se arunce cu capul înainte într-o nouă activitate și să-și redescopere forțele interioare. Comunicarea este cea care le aduce liniștea necesară nativilor Taur, chiar dacă nu pare așa. Ei au nevoie să spună ce simt și să permită la rândul lor celorlalți să își exprime sentimentele.
Gemenii își stabilesc obiective financiare foarte mari în ideea de a realiza măcar jumătate din ce își propun. Pe lângă aceste obiective, ei au și niște clarificări de făcut în relațiile cu prietenii. Racii continuă să aducă clarificări în relațiile lor profesionale, în special în cele care implică autoritatea. Astfel, persoane față de care își manifestă autoritatea pot să aibă reclamații la adresa lor, iar nativii să fie nevoiți să ia atitudine. Leii simt nevoia să își iau un timp al lor, în care să își clarifice tumultul evenimentelor din ultima perioadă, așa că ei nu sunt așa comunicativi cum i-au obișnuit pe ceilalți. Nu aveți de ce să vă faceți griji, pentru că leii își revin repede. Fecioarele își redefinesc noțiunea de libertate. Până la urmă, în viață, totul se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple și trebuie să acceptăm asta. Tensiune emoțională se anunță azi pentru nativii Balanță. Aceasta se descarcă intens în relațiile nativilor cu apropiații lor. Respirația conștientă este de ajutor azi. Scorpionii se pot decide pe ultima sută de metri să se înscrie la niște studii de aprofundare, o idee cu care cochetează de mai mult timp, dar pe care nu au pus-o în practică. Ei bine, acum decid ei că e cazul să treacă la acțiune. Săgetătorii achită niște datorii și se simt mai liberi, acum că au scăpat de o grijă. Ziua de mâine încă nu a venit, deci nu are rost să se gândească la ea. Pentru Capricorni se tranșează acum niște lucruri ce țin de relații. Familia, partenerul de viață sau alți oameni apropiați doresc acum să știe pe ce drum merg mai departe. Vărsătorii pot întâmpina probleme de sănătate care să necesite investigații mai serioase. Este bine să nu neglijeze simptomele și să meargă la medic. Pe termen lung e de preferat să previi decât să tratezi. Cum le stă în caracter, peștii se adăpostesc în lumea lor atunci când lumea reală nu le este pe plac. Nu e rău. În schimb, trebuie să fie atenți și la realitate, pentru că pot pierde contactul cu lumea în care trăiesc. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Astăzi vă anunțăm că avem o emisiune scurtă, pentru că avem parte de acest eveniment în orașul voluntar, dar înainte de a ne lua la revedere, vrem să vă pregătim puțin pentru vacanță, pentru că veți consuma cu siguranță fructe, legume și alimente de origine animală, cu siguranță, să ne dăm seama puțin cum care sunt ele, cum ne dăm seama care este gradul de prospețime. Doamna Adela Balea, expert al Asociației Pro Consumatori, este alături de noi în această dimineață. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit și mă bucur că m-ați invitat pentru simplu motiv că un om informat este pe jumătate apărat. Deci dacă noi știm cum să citim o etichetă sau cum să facem o alegere de produs, se cheamă că suntem, de fapt, consumatorii cel mai bun controlor. Foarte adevărat. Ne ocupăm, practic, de prevenție în această dimineață. Exact. Au fost fel de fel de cazuri de toxi-infecții alimentare în sezonul estival, an la rând. Cum ne putem apăra de aceste evenimente neplăcute care ne vor strica vacanța cu siguranță? E foarte simplu. Adică trebuie să ținem cont de niște norme minime pe care trebuie să le... De multe ori le știm și de acasă, din familie. Le-am văzut la mama, la bunica. De exemplu, dacă vrem să cumpărăm, ce să zicem, fructe, legume? Bun, fructe, legume. În genere, sunt bune să le cumpărăm vrac, nu prea ambalate, pentru că la cele prea ambalate e imposibil să nu găsim una sau două care deja au început să se strice și având în vedere modul de a se comporta la fenomenul de depreciere, se transmite de la una la alta ca gripa, de la om la om. Așa că e bine să luăm vrac. Tomatele trebuie să aibă coaja perfectă, să nu fie zbârcită, să nu fie moale, să fie tare. Și eu de obicei le mai miros și la codiță. Deci acolo la codiță, dacă are mirosul ăla de roșie, aia clar este o roșie care e coaptă, e adusă la maturitate și care este bună de consumat. Ardei gras să nu fie cu pielea zbârcită, să fie pe pielea netedă, iar fructele, cele care sunt caise piersici, care sunt acum de sezon, indiferent de culoare, își păstrează mirosul ăla specific.
de menționat faptul că, virgulă, caisele, dacă le băgăm la frigider, își pierd mirosul ăla specific, dar nu înseamnă că s-au stricat. Piersicile, nu, având mirosul mai pregnant, nu își pierd mirosul. În general, se ține la temperatură de refrigerare, 1-4 grade, maxim 8 grade, acasă, la noi. Dacă este să luăm, eu știu ce să zic, fasole de-asta verde, că tot o să... trebuie să fie tare și în momentul când rupi teaca, să trosnească, exact, să trosnească un pic teaca, ca să vedem dacă este sau nu este proaspătă. E foarte adevărat că, de exemplu, leuștea în pătrunjelul, salata verde, eu știu, spanacul, că o să iasă spanacul, producătorii îl mai stropesc cu apă. E foarte bine că îl stropesc cu apă, dar ca să mai revigoreze și să mențină umiditatea, că le trebuie o anumită umiditate, umiditate care în frigider se regăsește. Dar pe taraba acolo, la căldura aia, nu se regăsește. Și e bine, dar în schimb, revenind la fructe, de exemplu, caisele și piersicele astea nu se pot stropi cu apă, pentru că ambalajul lor, ca să zic așa, cumva, cred că se depreciază mai ușor, nu-i așa? Nu, dar ele au forma păroasă, pufoasă și atunci apa nu are niciun efect asupra lor. Chiar și caisa, care nu ar părea la fel de păroasă ca și piersica, tot are. Deci are ceva microscop, există un înveliș foarte subțire de perișori care o apără de dăunători, ca să nu... Eu tot timpul piersicile, spre exemplu, le miros atunci când le cumpăr. Dar există șansa să miroasă bine, dar totuși să fie stătută în soare și poate să-și pierdut din proprietăți sau să se fie stricat între timp? Deci dacă miroase bine... Nu, deci dacă miroase bine, în momentul când se strică, are un ușor miros de fermentat. Aha. Deci, și mai miroase acaisă, miroase acaisată. Da, deci este un ușor miros, pentru că în momentul când începe și se formează fermentația acetică, și, cum să vă zic, cât e de moale. Dacă e foarte moale, e clar că dacă s-a dus și ai storcit-o, e clar că aia nu mai este. Acum, să vă zic sincer, mie personal îmi plac caisele și piersicele să fie mai coapte. Nu îmi plac cele care sunt foarte tari, pe care trebuie să le muști ca din mărcă. Alea, clar, nu sunt ajunse la... Nu sunt mature, nu sunt chiar foarte coapte. Eu știu ce să mai vorbim. Despre pește, că se mai mănâncă... Acum s-a terminat postul apostolilor și s-a mâncat pește, dar urmează postul Sfintei Mării. Peștele proaspăt este cel mai indicat de consumat. Dar și ăsta, proaspăt, dar trebuie să știm cum arată. În primul rând, pielea lui nu trebuie să fie încărcată cu mult mucus, adică să nu fie mucusul ăla consistent și lipicios. Înseamnă că a luat-o din loc. Un pește proaspăt are urechile alea, le are lipite. Deci trebuie mai greu să-l desfaci. După ce l-ai desfăcut și te-ai uitat și la branchii, branchiile trebuie să fie un roșu, dar nu un roșu spre maro. Și trebuie să aibă și mirosul ăla specific de pește. În momentul când un pește a început să o ia din loc și se alterează, are un miros specific de pește stricat. Adică e pregnant și așa te deranjează la un moment dat. Peștele proaspăt nu, e un miros supertabil și chiar plăcut. În momentul când l-ai făcut, dacă s-a luat sau dacă în momentul când îl prepar se ia carnea de pe șira spinării, clar, are o problemă de prospețime. Ochii, trebuie să fie un pește proaspăt, are pupila bulbucată și nu trebuie pregnantă, nu trebuie să fie dusă în fundul capului. În momentul când începe să stea mai mult, începe și să duce în spate. În momentul când peștele este deja trecut, ochiul este deja în fundul capului și pupila este deja revulsată. Este
o pupilă cenușie și mată. Adică este un pește ceva mai vechi. Ceva mai vechi, da. Cred că n-aș recomanda, o secundă, n-aș recomanda să consuma pește vechi, pentru că toxinfecția alimentară de la pește este cea mai periculoasă și este o toxinfecție care poate duce și la deces. Exact cum de la ciuperci ne putem otrăvi, că ciuperca prin spori, chiar dacă este o ciupercă comestibilă, dacă o luăm și o recoltăm din câmp, s-ar putea ca sporii să fie migrat și să se fie încrucișat cu niște spori de la o ciupercă care e otrăvitoare. La fel și la pește, deci poate duce la deces. Deci se formează în organism, în interior, în momentul când începe să se descompună în ficat cu toți aminoacizii și proteinele, este ceva cumplit. Sunt sfaturi demne de luat în considerare și vă mulțumim tare mult. Eu chiar nu știam nimic despre cum se cumpără un pește sănătos de gătit acasă. Mulțumim tare mult și vă mai așteptăm să povestim și despre alte alimente într-o ediție viitoare. Cu drag. Acum, ajungând la final, nu putem să nu le reamintim pește, celor de acasă o înghețată, că avem o super competiție, maratonul de înghețată de la Metropola TV. Partenerii noștri Siviero Maria, gelateria ta italiană, pun la bătaie în fiecare zi, până la finalul verii, 2 kg de înghețată pentru primul sosit aici, la Metropola TV, la sediul nostru din Casa Presei. Corp. A3. Etaj. 4. Postul. Metropola TV, bineînțeles. Intrarea de pe strada, tipo... Grafilor. Ai văzut? Hai că am învățat și eu exact adresa. Poți să renunți la GPS la un moment dat. Bineînțeles. Mulțumim tare mult că ne sunteți alături. Vă așteptăm aici la înghețată. Faceți un selfie în momentul în care ajungeți la noi și vă bucurați de înghețată. Astăzi, mâine, depinde cum o gestionați 4 voi. 4 cutii de câte 500 de grame, dar totuși, până mâine, noi vă lăsăm. Zi frumoasă tuturor, să ne revedem cu bine mâine dimineața de la 9 fix. Dar rămâneți pe Metropola TV. Maratonul Înghețatei, toată vara la Metropola TV, proiect susținut de Siviero Maria, gelateria ta italiană.